Sportivii de la CS Năvodari au participat vineri 27 octombrie la Cupa Europeană de Kempo, care a avut loc în București. Aceștia s-au descurcat onorabil, obținând 14 medalii în cadrul competiției, 6 de aur, 2 de argint și 6 de bronz. Năvodărenii au obținut rezultate remarcabile cu ajutorul antrenorului Marcel Jipeanu. Sportivii au ținut să mulțumească pentru condiții atât conducerii clubului, cât și primăriei Năvodari. Peste 500 de persoane din 14 țări au concurat în cadrul evenimentului. În concurs au intrat și constanțenii de la AS Rebel Fighters, antrenați de Ionel Crânguș, care au obținut o medalie de aur și una de bronz. Până la finalul anului 2017, CS Năvodari Kempo K1 va participa și la alte competiții, cum ar fi Cupa Keru Kento de la Lazu sau Cupa României FRFK de la București. Pe data de 10 decembrie, sportivul Petrică Purcaru își va apăra centura europeană la Roma.